Pacea Domnului, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă vorbesc despre sindromul Dima. Este un sindrom foarte periculos care omoară duhovnicește pe mulți slujitori în Evanghelie și care face ravagii în zilele noastre. Sunt sigur că ați auzit despre Ebola. Chiar ieri am citit la noutăți creștine, că un pastor din Nigeria s-a dus să viziteze un alt oraș la vreo 80 de kilometri de Lagos și a vizitat biserica acolo, s-a atins de, a îmbrățișat oamenii de acolo, s-a atins de ei, fără să știe că cineva era bolnav de Ebola, s-a întors înapoi în oraș și a fost depistat cu Ebola. Acum, imediat, autoritățile au început să găsească, să caute toate persoanele cu care acest pastor a intrat în contact. Și sunt vreo 50 de persoane și toți fac efortul ca să le găsească pe aceste persoane, să le izoleze acum, să le aplice medicamentele, tratamentul necesar, în speranța că viețile acestor oameni vor fi salvate și ei nu vor răspândi mai departe această epidemie groaznică numită Ebola. Cum v-am zis, dragii mei, sindromul acesta, Dima, este un sindrom, o boală duhovnicească care se răspândește rapid, care se pot să o contaminezi de la cineva, poate fi transmisă mai departe boala aceasta și care omoară duhovnicește pe mulți oameni și mai ales boala aceasta este o boală a slujitorilor în Evanghelie. Haideți să înțelegem, haideți să vă explic ce este sindromul acesta și apoi cum ne putem păzi de el. Dima este un ucenic de la apostolul lui Pavel. A fost un ucenic al apostolului Pavel. Iată, de exemplu, în epistola pe care a scris-o Pavel către Filimon, la versetul 23, el spune așa: Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate, tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Deci Dima era un tovarăș de lucru al lui Pavel împreună cu Epafra, împreună cu Marcu, împreună cu Aristarh, împreună cu Luca și mulți alții. A fost un colaborator al lui Pavel, un ucenic, un colaborator pe care Pavel l-a luat cu el, i-a încredințat slujirii, l-a trimis să facă slujiri în alte părți. Deci este un slujitor în Evanghelie care a fost pregătit de Pavel, a fost înrolat în echipa aceasta lui Pavel și a slujit împreună cu Pavel. În epistola către Coloseni, iată cum voi deschide Coloseni, acolo îl găsim iar la capitolul 4, versetul 14, îl găsim din nou pe Dima. Și despre Dima scrie așa. Deci apostolul Pavel, de obicei, știți, la sfârșitul epistolilor sale, el menționează despre oamenii care sunt cu el. Iată, de exemplu, iarăși zice la versetul 10 despre Aristarh, tovarășul meu de temniță, că iar scrie epistola aceasta din temniță. Zice, Aristarh vă trimite sănătate, apoi spune despre Epafra la versetul 12 și apoi la versetul 14 zice Luca, doctorul prea iubit, cel care a scris Evanghelia după Luca și Cartea Faptele Apostolilor, zice Luca, doctorul prea iubit și Dima vă trimit sănătate. Deci de data aceasta iar Dima este cu Pavel, este împreună cu Luca, împreună cu ceilalți colaboratori foarte apropiați ai lui Pavel. Deci este un om care facea parte din echipa apropiată a lui Pavel și credeți-mă că nu oricine putea să ajungă în echipa aceasta. Evident că a fost un om cu capacități deosebite, a fost un om care s-a manifestat bine, îl vedem menționat, deja am văzut de două ori menționat și nu pe oricine l-a menționat Pavel. Evident că a menționat oameni apropiați, oameni pe care echipa știa, era bine cunoscut de alții, însă se întâmplă ceva cu Dima. Când mergem la epistola a doua a lui Pavel către Timotei și epistola aceasta a doua a lui Pavel este ultima epistolă scrisă de el, înainte de moartea, înainte de executarea lui Pavel. El a scris, înainte de martirajul lui, a scris această epistolă și iată în epistola aceasta, la capitolul 4, versetul 10, apostolul Pavel spune așa. Îi zice lui Pavel, lui Timotei, la versetul 9, caută de vino curând la mine. Deci Pavel este în temniță, așteaptă să fie executat, nu știe când va fi, dar zice, caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic.
Iată ce este sindromul acesta, Dima. Un slujitor care a fost un slujitor capabil, un om pregătit, un om în care s-a investit foarte mult, un om care s-a înrolat în lucrarea Evangheliei, care a lucrat într-o echipă, și omul acesta, deodată, la un moment, în anumite împrejurări, omul acesta, din dragoste pentru lumea de acum, abandonează lucrarea Domnului și se întoarce la viața lui. Zice, s-a întors în Tesalonic, s-a întors la el acasă. Unii sunt tentați să creadă din dragoste pentru lumea de acum că el s-ar fi dus deodată ori la crâșmă, ori la droguri, ori la jertfe idolești, ori la nu știu, ori la prostituate, ori la nu știu unde crei poate să creadă cineva că s-ar fi dus. Nu, dragii mei. Omul acesta pur și simplu și-a abandonat lucrarea. Posibil că el s-a întors, a devenit un membru de biserică cu minte acolo la Tesalonic, s-a așezat pe bancă, să fie un membru, un creștin de ăsta de duminică care vine după ce a fost înrolat într-o lucrare atât de frumoasă și a fost un lucrător atât de bun. Omul acesta a abandonat lucrarea, a abandonat echipa, l-a abandonat pe învățătorul și mentorul și conducătorul lui, l-a abandonat și omul acesta s-a retras. Ne spune foarte clar că a făcut lucrul acesta din dragoste pentru lumea de acum. El l-a părăsit pe Pavel, a părăsit lucrarea și s-a întors la o viață confortabilă. Cu alte cuvinte, omul acesta a ales confortul lumii de acum. Lucrarea în slujirea Evangheliei este lipsită de confort. Slujitorii care sunt dedicați, slujitorii care sunt devotați, oamenii aceștia, ei totdeauna se află în împrejurări grele, totdeauna se află în apăsări din afară. Vedeți când Apostolul Pavel menționează acolo numai câte nu menționează el, și acestea sunt toate în viața unui slujitor. Lucrarea în Evanghelie nu este un lucru ușor, nu este un lucru confortabil, este total opusul, la polul opus a confortului este lucrarea Evangheliei. Și iată, Dima, dacă până acum a fost așa, lui i-a zâmbit confortul unei vieți pașnice, liniștite, poate și-a făcut o familie, s-a căsătorit, la familia lui a venit, gata, să trăiască o viață liniștită la casa lui, să nu mai umble atâta pe drumuri, să nu mai aibă viața asta tulburată, care este viața unui slujitor, viața grea, viața cu multă povară, cu multă slujire, cu nopți nedormite și așa mai departe, totdeauna în drum, obosit, viața aceasta, el a vrut să se retragă din viața aceasta și să aibă o viață confortabilă, cum au și alții. Ei, iată, așa a făcut Dima. Nu mai găsim nicăieri să fie menționat că Dima s-ar fi întors în Evanghelie. De ce a procedat Dima așa? Nu știm. În epistola aceasta a lui Pavel către Timotei, la capitolul 1, Apostolul Pavel spune că era persecuție, era un context de persecuție, persecuțiile s-au mărit, s-au intensificat, au crescut și posibil contextul acesta al persecuțiilor care cresc i-a intimidat pe mulți. De asta Apostolul Pavel în capitolul 1 spune lui Timotei să nu se lase intimidat, să nu-i fie frică, să nu-i fie rușine de Evanghelie. Și Apostolul Pavel, fiind în închisoare, el spune la capitolul 1, versetul 15, îi zice lui Timotei, știi că cei din Asia toți m-au părăsit, între alții, și Figel și Iermogen. Cei din Asia, iarăși, el vorbește despre oameni din echipa lui, despre alți colaboratori. Și el îi spune acum lui Timotei, Timotei, erau aici cu mine o echipă de colaboratori, toți au fost cu mine și iată acum toată echipa aceasta de colaboratori, în contextul acesta care s-a schimbat, când au crescut persecuțiile, eu sunt la închisoare, contextul este foarte greu, oamenii aceștia m-au părăsit și au plecat. Printre ei și Figel și Iermogen vorbește despre oamenii aceștia așa, de parcă nu s-ar fi așteptat niciodată că Figel și Iermogen poate să procedeze în felul acesta, să-l abandoneze pe el, să abandoneze lucrarea, să abandoneze echipa și să plece la o viață confortabilă. Așa au făcut ei. Acum, nu știm de ce a procedat, nu știm cine pe cine a influențat. Dima a plecat, Dima primul și a influențat pe restul și au plecat toți cei din Asia? Sau o fi fost Figel, o fi fost Iermogen, o fi fost un altul care primul? Totdeauna este unul care, mi-amintesc, am fost în echipa națională de taekwondo. Și în echipă era unul care tare stingea duhul. Și iată, persoana aceea când începea să stingă duhul, trebuia să veghezi ca să stai mai departe, să nu-ți stingă duhul persoana aceea. Când o situație e grea, începea să stinge duhul rău. Ei, iată, trebuie să stăm departe de oamenii aceștia. Este un om care începe a stinge duhul, deci unul care primul a
preluați în drum. Eu l-am numit Dima, că Dima iese așa cel mai evident, nu știu. Dar primul care a preluați în drumul acesta lui Dima și atunci l-a transmis la alții. Și vedeți, imediat echipa a fost afectată. Îmi închipui ce durere a fost pentru Apostolul Pavel acum, la sfârșitul vieții, când vrei să știi că lucrarea va merge înainte, că sunt succesori care vor continua lucrarea aceasta și ei toți au plecat, s-au împrăștiat. Deodată oameni din echipă, a plecat echipa, zice toți cei din Asia, și Figel, și Hermogen, și acum spune și Dima, și ei au plecat. Cum v-am zis, dragii mei, nu știu cine pe cine a influențat. Dima i-a influențat pe el, ei l-au influențat pe Dima, dar fapt este că nu mai găsim nicăieri în Scripturi că Dima s-ar fi întors vreodată în lucrare. Să știți că în viața fiecărui slujitor este ispita aceasta de a abandona lucrarea. Și eu n-am fost scutit de ispita aceasta. Și eu am avut ispita aceasta de a abandona lucrarea și nu din pricina greutăților, nu din pricina păsărilor, dar nu din pricina persecuțiilor, mai ales din pricina atitudinii unor oameni am fost uneori ispitit la aceasta. Dar mulțumesc Domnului că am putut trece biruitor și mulțumesc Domnului pentru suportul care l-am avut din partea mentorilor mei, care au stat alături de mine și m-au ajutat să trec peste suportul acesta, peste criza aceasta care am avut-o. Biblia ne spune despre o criză care a avut-o Marcu. Cu alte cuvinte, a preluat odată și Marcu sindromul acesta. Haideți să deschidem faptele apostolilor, că atunci veți înțelege mai bine la ce mă refer. La faptele apostolilor, capitolul 15, este descris următorul lucru. Știți că apostolul Pavel, în prima lui călătorie misionară, a mers cu Barnaba și l-au luat împreună cu ei și pe Marcu. Marcu era o rudă a lui Barnaba. Și iată, ei deci au plecat în misiune. De la versetul 36 ne spune așa. Deci s-au întors înapoi din prima călătorie misionară și zice, după câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marco. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Panfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Iată aceasta a făcut Marcu. Marcu a făcut un lucru rău când a preluat în drumul acesta, tocmai în mijlocul întoiu călătoriei misionare, când era cel mai necesar acolo omul acesta, el la mijlocul călătoriei misionare, el i-a părăsit și a plecat acasă, a dezertat de pe câmpul de luptă. Și acum Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care s-a dovedit a fi un dezertor, pentru că îi părăsise din Panfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba și Pavel. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Deci asta a dus la un conflict între Barnaba și Pavel. Fapta aceasta a lui Dima, când a lăsat contaminat de sindromul acesta a lui Dima. Însă, partea frumoasă este că Barnaba i-a dat o șansă. Barnaba a fost un om care a avut darul încurajării. Un deosebit dar a încurajării l-a avut omul acesta, pe toți i-a încurajat, i-a susținut și atunci omul acesta a simțit că a-i da o șansă lui Marcu, poate schimba viața lui. Și i-a dat șansa aceasta lui Marcu. Nu știu dacă i-ar fi dat Apostolul Pavel șansa lui Dima, dar vedeți, nici măcar nu mai vroia să mai preia. Ceilalți au plecat și nici măcar nu mai vroiau să le mai fie oferită o șansă ca să se reîntoarcă înapoi în lucrare oamenii. Nu găsim scris undeva că i-ar fi dorit măcar să le fie oferită o șansă. Dacă Barnaba i-a oferit o șansă lui Marcu, înseamnă că Marcu a dorit să-i fie oferită șansa aceasta și a dorit să se întoarcă înapoi în lucrare și a dorit să fie vindecat de sindromul acesta Dima, de care el se lăsase contaminat în prima călătorie misionară. Deci, omul acesta, Marcu, el a mers cu Barnaba și iată la Coloseni, capitolul 4, versetul 10, îl găsim menționat de acum și asta este mai târziu. Coloseni, capitolul 4, versetul 10, ne spune așa despre... Apostolul Pavel scrie, apropo, Pavel scrie asta. Deci el zice așa, Aristar, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, care este vărul lui Barnaba. Așa aflăm că era vărul lui Barnaba. Deci Marcu era vărul lui Barnaba și Barnaba i-a mai dat o șansă. Și zice, acum el vă trimite sănătate, Marcu, vărul lui Barnaba,
cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi, să-l primiți bine. Asta despre Marcu spune. Pe Marcu să-l primiți bine. Ei, ce-mi place aici, că la Coloseni vedem că deja Aristarh este cu Pavel și Marcu este cu Pavel. Deci Marcu și-a revenit. A fost cândva contaminat de virusul acesta, dar și-a revenit înapoi, s-a vindecat și acum este un lucrător și Pavel are încredere în el. Acum el este în echipa lui Pavel. Pavel îl trimite undeva și le spune colosenilor, dacă va veni la ei, la voi, să-l primiți bine. Cred eu că undeva aici este numele rău care și l-a făcut atunci Marcu odată când a dezertat și a făcut un nume care a rămas. Și totuși Pavel spune că omul acesta a depășit sindromul acesta Dima. El a depășit și acum este un om devotat, s-a întors înapoi în lucrare și spune să-l primiți bine pe omul acesta. Mai mult, la 2 Timotei, capitolul 4, și v-am zis, 2 Timotei este ultima epistolă a lui Pavel, după care el a fost executat. Și iată, la 2 Timotei, capitolul 4, în versetul 11, Apostolul Pavel spune așa, numai Luca este cu mine, ia pe Marcu, zice, și adu-l cu tine, căci îmi este de folos pentru slujbă. Omul acesta nu numai că s-a restabilit, omul acesta a slujit cu credincioșii pentru restul vieții înainte. Evident, a fost un caz odată, dar cazul acesta nu s-a mai repetat. Pentru restul vieții el a trăit frumos, el și-a revenit înapoi în slujire și aici s-a manifestat ca un slujitor credincios pentru restul vieții. Criza de atunci nu s-a mai repetat. El a stat departe de sindromul acesta, a stat cu oameni dedicați, a fost el un om dedicat și a slujit. Dragă frate slujitor, dacă cumva ești contaminat de sindromul acesta, Dima, tare mult vreau să te încurajeze mesajul acesta al meu ca să te reîntorci înapoi la lucrare. Să procedezi așa cum a procedat Marcu și nu așa cum a procedat Dima. Dacă ți se dă o șansă, ia șansa aceasta și revin înapoi în lucrare. Dacă nu ți se oferă șansa, ceri o șansă aceasta să-ți fie oferită ca să te confirmi înapoi și să vii în lucrarea lui Dumnezeu și apoi să te dedici de plin. Nu te înșela, dragul meu. Știu că sunt mulți care se înșală că ei se vor retrage din lucrare pentru o perioadă scurtă. Că vor merge nu știu unde peste hotare să câștige niște bani și apoi vor reveni în lucrare. Că se retrag pentru o perioadă scurtă, pentru a-și face studiile peste hotare sau într-o altă țară sau nu știu unde și apoi vor reveni la lucrare. Dragii mei, am văzut de atâtea ori oameni care au zis că pleacă pentru o perioadă scurtă, dar de fapt oamenii aceștia nu și-au dat seama că erau contaminați cu sindromul acesta Dima și ei au lăsat sindromul Dima să-i putrezească de tot, să-i penetreze de plin pe oamenii aceștia, așa încât vermi de la sindromul acesta ies acum din ei și ei, oamenii aceștia au contaminat și până în ziua de azi contaminează pe mulți alții. De aceea, dragul meu, dacă ești contaminat de virusul acesta, recunoaște acum. Nu încerca să-ți aduci dezvinovățiri, nu încerca să te convingi, să te înșeli singur pe tine. E destul că te-ai înșelat până acum. Ascultă foarte atent ce ți-am spus din cuvântul lui Dumnezeu și întoarce-te înapoi la lucrarea lui Dumnezeu. Pocăiește-te de atitudinea aceasta rea, pocăiește-te, Dumnezeu este Cel care te va ierta și întoarce-te înapoi la lucrarea sfântă la care te-a chemat Dumnezeu. Vreau să-ți mai spun despre un slujitor care tot a avut de-a face cu sindromul Dima. Poate noi mai puțin observăm aceasta. Vă amintiți la sfârșitul Evangheliei după Ioan? Petru este cel care s-a lepădat de Domnul Iisus de 3 ori. Și ceilalți s-au lepădat deodată, ei au fugit, el totuși a încercat să meargă după Domnul Iisus Hristos, dar s-a lepădat. El a fost foarte apăsat de lucrul acesta și după ce a înviat Domnul Iisus Hristos, după ce Domnul Iisus a fost răstignit, Petru i-a luat și pe alți ucenici și a plecat înapoi în Galileea și s-a întors înapoi la meseria lui de pescar și prindea pești. Noi nu observăm momentul acesta când Domnul Iisus Hristos s-a arătat pe mal. Ei tocmai prindeau pești, n-au prins nimic atunci, vă amintiți, și Domnul Iisus era pe mal, făcea focul și cocea pești acolo. Și el l-a recunoscut. A venit la Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus i-a dat să mănânce și atunci Domnul Iisus i-a zis, Petre, mă iubești? Te iubesc, Doamne. Întrebarea aceasta lui Iisus era, Petre, dacă mă iubești, ce cauți tu aici? Unde ai întors înapoi, Petre? Te-am chemat, te-am pregătit 3 ani pentru lucrarea Domnului. Ce faci tu înapoi, Petre? Aici te-ai întors înapoi. Petre, tu i-ai luat pe toți, i-ai adus înapoi aici. Oameni pe care i-am pregătit să ducă Evanghelia până la marginea pământului, tu i-ai adus înapoi aici la lacul Galilei ca să își risipească viața aici, departe de chemarea lor. Ce vrei să faci? Să-i falimentezi pe oamenii aceștia spiritual, să-i falimentezi din punct de vedere al lui Dumnezeu. Asta ai făcut Petru. Și spune, Petru, tu mă iubești? Te iubesc, Doamne.
Paște oile mele, zice. Paște oițele mele. L-a întrebat a doua oară, tu chiar mă iubești, Petre? Te iubesc, Doamne, știi că te iubesc. Paște melușei mei, Petre. Cu alte cuvinte, îi spune, Petre, nu asta trebuie să faci. Dacă mă iubești, fă ceea ce trebuie să faci. Și Petru și-a revenit. Petru s-a întors înapoi în lucrarea lui Dumnezeu și a lucrat cu multă dedicare și a dus pe mulți oameni la Hristos și pentru restul vieții a stat pe linia întâi a frontului. Dragul meu, așa de mult mă rog ca mesajul acesta să-ți vorbească ție. Și dacă ești contaminat de sindromul acesta, Dima, pocăiește acum, la încheierea acestui mesaj, pocăiește. Și imediat următorul lucru, caută repede șansa de a te întoarce înapoi. Caută, cere șansa, cere de la acei cu care ai slujit până acum, de la cei care te cunoaște, ia legătura cu mentorul tău, cu echipa ta, cu conducătorul tău, caută să te întorci înapoi în lucrarea lui Dumnezeu. Nu te înșela cu confortul, nu-ți risipi viața cu lucruri de nimic, nu-ți risipi. Dumnezeu ți-a dat o chemare mare să fii slujitor în Evanghelie și tu ți risipești viața pe nimic. Asta este lipsit de orice înțelepciune și atât de mulți oameni vor regreta când vor ajunge acolo în Împărăția Cerurilor că și-au ruinat viața, și-au risipit viața, pentru că ei conștient au lăsat să fie contaminați de virusul acesta și n-au vrut să facă nimic, n-au vrut să se pocăiască ca să fie vindecați. Dumnezeu să te ajute, dragul meu, ca să rămâi tare, să te întorci înapoi la lucrarea Evangheliei. M-am întristat acum, cu vreo două luni în urmă, mi-a trimis Vitalie Marian, îl cunoașteți pe Vitalie, mi-a trimis un video despre un lider creștin, avea și televiziune în una din țările din Asia, avea și o televiziune în Kazahstan, o televiziune răspândită și deodată liderul acesta a plecat în Statele Unite ale Americii și a început să-i cheme pe toți să vină acolo, că numai acolo poți fi credincios adevărat. Niște aberații omul acesta spunea și îi mai și critica pe cei care rămân să lucreze. Deci omul și-a abandonat poziția lui și-a abandonat lucrarea lui, a mers după confort și caută confortul și numai confortul îl interesează. Nu, să mă înțelegeți drept, n-am nimic împotriva celor care ați plecat în state, Doamne ferește, nu asta am vrut să spun. Nu, unul este chemat aici, unul este chemat să slujească în Statele Unite, unul este chemat să slujească în Anglia, altul este chemat să slujească în Nepal, în Afganistan, în Pakistan, nu contează, dragii mei, duceți-vă acolo unde numai să fiți sigur. Tot ce vreau, vreau să fiu sigur că sunt la locul meu, acolo unde m-a chemat Dumnezeu și când fac bine slujba. Și nu cumva dragostea pentru lumea de acum, dragostea pentru confort, dragostea pentru, nu știu, pentru lumea de acum, pentru plăcerile lumii de acum, să mă discalifice, să mă abată de la chemarea pe care o am în Evanghelie și lucrarea pe care o pregătit-o Dumnezeu. Așa de mult mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți bine acest mesaj și să luați decizii pe care trebuie să le luați, decizii corecte, să vă vindecați de acest sindrom. Transmiteți, vă rog, acest mesaj celor care credeți că sunt infectați de sindromul acesta Dima sau celor care credeți că sunt în pericol de a fi infectați. Tare mult aș vrea ca să-l audă fiecare student la o școală teologică, fiecare student la un seminar, tare mult aș vrea să-l audă, pentru că, știți, atât de mulți fac seminare teologice, atât de mulți fac școli teologice, auzem despre cineva care spunea că din 300 de studenți care au făcut un seminar teologic, nici 10 nu sunt în lucrare, când vorbeam acum cu un cunoscut. Ce s-a întâmplat? Oamenii aceștia toți s-au lăsat infectați de sindromul acesta Dima și gata, au abandonat. Dumnezeu să vă ajute ca să stați tari, să stați tari și să lucrăm împreună pentru înaintarea Evangheliei. Trăim în zilele acestea de pe urmă. Trăim în zilele acestea de pe urmă când trebuie să ne pese de mântuirea oamenilor și Dumnezeu ne-a dat o chemare sfântă, o chemare măreață. Dumnezeu vrea să trăim potrivit cu chemarea aceasta. Așa să vă ajute Dumnezeu.